Bună seara, dragii mei, și bun regăsit la Design Perfect! Astăzi, într-un fel, vorbim tot despre alegeri, despre decizii de viață, dar dintr-o altă perspectivă, pentru că, așa cum se spune în limba engleză, există the hard way or the easy way. Dar nu întotdeauna calea grea este și cea pe care ajungem mai dificil la rezultat sau ajungem într-o mai mică măsură la rezultatul pe care ne-l propunem. Câteodată calea ușoară este mai ocolită, dar poate că ne îndepărtează de obiectiv. Calea directă sau calea ocolită? Alături de Ramona Popescu. Bună seara! Bună seara! Bine v-am regăsit! Da, este o situație de viață în care ne găsim foarte des și încercăm să ieșim din astfel de situații, de aia să ne prindem când suntem în vreo situație care nu ne avantajează, deci dacă suntem pe calea dreaptă sau pe calea ocolită sau în bucle, cum mai spunem noi. Am intrat într-o buclă. Mai există și o altă cale pe care o numesc fast forward, poate o să vorbesc puțin despre ea la un moment dat, că mă recunosc așa câteodată în tiparul ăsta de fast forward și varianta super directă. Și o să spun și de ce ajungi în viață în astfel de situații, dar cum recunoști calea pe care ești? Sunt câteva semne. Nu știu dacă le-am descoperit eu pe toate. Eu pot să vorbesc din ceea ce am mai... din experiențele mele. Dar cu siguranță chiar îi rog și pe oamenii frumoși care ne urmăresc dacă au și ei semnale când ești pe calea în buclă sau ești, adică calea ocolită sau calea directă, să ne mai dai și niște repere, să ne prindem mai repede. A spune că există o cale directă, the hard way, calea grea, pe care putem să o vedem și la munte. Traseul cel mai scurt nu este întotdeauna traseul cel mai ușor. Și mai există, este mai abrupt, te solicită mai mult. Sau în viața de zi cu zi îți aduce mai multe provocări. Sau intensitatea trăirilor este mai mare și nu întotdeauna, cel mai des într-un mod negativ, neplăcut, nu neapărat plăcut. Există și calea mai lungă, ocolită, exact cum mergem noi, pe drum ocolitor, traseul mai ușor, aparent, care nu ți oferă acea intensitate, nu ți solicită adrenalina, cum îți solicită traseul direct sau calea dreaptă. Deci nu percepi atât de puternic provocările pe această cale lină, dar, din punctul meu de vedere, lungă. Aceasta putea fi considerată calea ușoară. Tocmai pentru că nu... Depinde nu și o percepi ca fiind din care intensă. Pleci. Pentru că în viață, dacă pleci dintr-un punct în care structura ta este să mergi doar pe calea dreaptă, nici n-apucă nimeni să deschidă lucrurile, că nu. Și adică o ții din dreaptă în dreaptă, știi? Din segmente de dreaptă în segmente de dreaptă și nu mai apucă nimeni să se interpună și să te vâre pe o cale ocolită sau să te determine cumva să o mai cotești pe undeva. Bine, această tendință a noastră de a ne duce pe calea mai lungă și mai ușoară vine dintr-un aspect specific realității fizice în care existăm, și anume aspectul rezistenței. Avem tendința să rezistăm, să ne opunem unor situații, să refuzăm să intrăm în niște situații pe care le-am percepe mai dificile, care necesită mai mult curaj, mai multă suferință. Rezistență, suferință, dar care poate ar fi o cale mai ușoară de a rezolva anumite lucruri. Uite, întreabă cineva aici cum recunoaștem calea noastră făcută pentru noi. Nu există o cale făcută pentru noi. Noi încercăm, ne ajută să ne ducem pe o cale care să ne împingă mai ușor spre evoluție, dar nu este una bătută în cuie. Există această opțiune și aceste două opțiuni, eu am mai găsit încă una, adică am aplicat-o în foarte multe situații și o să vorbesc și despre cealaltă cale, a treia cale, care există din punctul meu de vedere, dar înainte de asta aș vrea să înțelegem mai bine aceste două căi. Să le recunoaștem puțin mai rapid. Putem da niște exemple? Însă, calea ocolită, pe calea ocolită, de obicei, observi tipare.
ești în situația în care spui, de ce mi se întâmplă tot timpul același lucru? De ce am acest tipar în relații? Toate vin cu același tipar. De ce mi se repetă lucrurile astea? Ei bine, astea vin de pe cale ocolită. Ai nevoie de o buclă, deci de un traseu mai lung în care să treci cam prin aceleași situații, poate ușor diferite, dar pe aceeași idee, până te prinzi, până când ajungi tu la un moment în care spui, deci nu mai pot, trebuie să termin toată chestia asta, că nu se mai termină. Deci calea aceasta lungă ocolită dă posibilitatea creării unor tipare pe care apoi stai în virtutea inerției. Calea scurtă, directă, este mai dificilă, rupi bățul în două, știi, nu mai stai să rupi cât un pic, ca să nu spun altfel, nu ai timp să creezi tipare. Nu ai când. Pentru că nu te așezi într-o stare cu care începi să te obișnuiești și dai din ce în ce mai multă stabilitate în viața ta și aici mă refer la a crea un tipar de comportament, un tipar de a gândi. Deci în calea scurtă nu regăsești tipare. De obicei ești pus, te trezești într-o situație de genul ăla, de nicăieri, nu ți s-a mai întâmplat, este foarte intens, provocarea e foarte mare, cam aia este, te împinge viața, te duce viața practic într-o astfel de situație, care nu e o buclă. Aceste tipare, apropo de bucla pe care o spui, este o patinare în gol, în care te duce pe o cale în care doar ai iluzia că rezolvi ceva, dar de fapt nu rezolvi nimic, rămâi pe loc. Cam ajungi la aceeași concluzie la care ajungi și pe calea scurtă și mai dură un pic, să spunem, doar că ți-a mai mult timp. Deci calea lungă, iar mai are o caracteristică, foarte mult timp. Durează foarte mult. Poți să faci lucrurile într-un timp mai scurt sau într-un timp mai lung. E o alegere și aici. Cam asta ar fi. Tiparul, cred că, este cel mai des întâlnit ca reper pe calea ocolită. Acum, dacă ar fi să mă gândesc la niște exemple, pot fi diverse exemple. Unele, să zicem că mai cunoscute nouă ca situații de viață. Dar pot fi mai multe. Haideți să dăm exemplu unei căsnicii care nu mai funcționează. Ești într-o căsnicie, sunt foarte multe situații de acest fel, ești într-o căsnicie care nu mai funcționează și dorești să ieși din ea. Asta nu e un pleonasm, căsnicia care nu mai funcționează. Nu. Ok. Sunt și căsnicii care ajung să mai funcționeze. Relații care se ajung să-și epuizeze energia care le ținea împreună, din diferite motive. Nici nu contează motivele. Am fost răutăcios, dar sunt și căsnicii care funcționează, nu? Adică nu este semnul egalității între căsnicie și nu funcționează. Nu. Ok. Nu. O relație care nu mai funcționează, hai să spunem așa. Și dorești să ieși din ea, dar nu o faci. Nu o faci, deși înțelegi că nu mai funcționează, adică îți arată în fiecare aspect al vieții de zi cu zi că nu mai funcționează lucrul acela. Calea scurtă, deci calea mai directă, este să te așezi puțin cu tine și să înțelegi ce-ți dorești de la viață, ce ți se potrivește și ce nu ți se potrivește, ce ai dori să faci mai departe, și dacă ajungi la concluzia că lucrurile nu mai funcționează, să ieși din ele. Să ieși din relație. Scurt. Adică nu mai stai să o lungești. Calea lungă este să te gândești că poate lucrurile se vor schimba. Să mai dăm o șansă. Că să mai, da, deși ai mai dat încă vreo 5, 6, 7 la fel și n-ai ajuns nicăieri, hai să mai dau una. Asta e o buclă. Da? Este o cale lungă în care cumva amâni ceva care simți, percepi că s-ar putea să se întâmple, amâni inevitabilul, dar cât poți să-l amâni? O faci din multe motive. Nu ai încredere suficientă în tine. Nu ești sigur că, de exemplu, dacă vorbim despre relații de perioadă lungă, nu ești sigur că te vei descurca singur, singură. Obișnuința, care este foarte periculoasă. Sunt foarte
tot felul, frica de singurătate, neîncrederea că vei reuși să găsești alt partener potrivit pentru tine. Anumite rutine de viață care s-au creat în această deci sunt tot felul de motive și atunci rămâi într-o zonă care se tot prelungește, cu o zonă de disconfort pe care nu ai curajul să o abordezi într-un mod direct. Inclusiv identitatea de sine. Pentru că la un moment dat te identifici, parte din identitatea ta personală este acea căsnicie sau acel cuplu, în fața familiei, a cunoscuților, a societății, a colegilor și mai departe, și se foarte greu dintr-o dată să dai delete la toată chestia asta, să te extragi, ok, cine sunt eu când nu sunt doamna sau domnul Cutărescu? Acum mai există și un alt exemplu de cale de a face diferența. Ușile care ți se închid. În viață ți se închid uși. Calea scurtă este să înțelegi de ce s-au închis ușile alea, cu ce te ajută faptul că s-au închis ușile acelea și să te uiți la ce rămâne disponibil. Adică ușile care se deschid. Calea lungă în bucle este atunci când încerci să spargi o ușă încuiată. Știi? Sau să creezi o ușă unde e zid. Te agăți, practic, de niște situații care s-au închis și rulezi într-o zonă de convingeri și de străiri care nu te ajută cu absolut nimic. Ce înseamnă asta în viața practică, în domeniul relațiilor? O ușă care se închide este o persoană care a ales să iasă din viața ta, iar tu... calea scurtă este să accepți asta, să înțelegi cu ce a ajutat această experiență în viața ta, deci ce a adus bun omul ăla în viața ta, ce ai învățat tu prin acea relație, să accepți faptul că fiecare va rămâne într-o relație dacă va simți și că nu vei putea să ții pe cineva dacă nu poate să stea, deci nu vei putea să lungești prea mult, să creezi nu știu câte căi ocolitoare. Și să-i dai voie să-ți dai voie să mergi mai departe. Să accepti pur și simplu și să mergi mai departe. Calea lungă este calea în care încerci să convingi, tot speri, tot te agăți de posibilitate, de cu speranța, cu, știi, tot te învârți în jurul acestei situații, neacceptând faptul că ușa aia s-a închis de fapt și nu ești disponibil să vezi ce alte oportunități apar în viața ta. De exemplu, o oportunitate poate să fie relația ta cu tine. De care probabil, de fapt, cu siguranță ai uitat atunci când te agăți foarte mult de altcineva care a ieșit sau care chiar n-a ieșit din viața ta. Apoi să fii deschis către alți oameni care să intre în viața ta, poate mai potriviți pentru tine decât ce a fost, pentru că dacă era potrivit, rezista. Se întâmplau altfel lucrurile. Deci iar aici două exemple. Un alt exemplu este tu, uite, tot despre relații, ești în partea cealaltă. Tu ești în situația în care vrei să ieși dintr-o relație, nu mai simți că ai nimic în comun cu partenerul tău și partenerul tău nu procesează neapărat situația respectivă într-un mod foarte plăcut. Este greu să accepte decizia pe care tu o iei de a ieși dintr-o relație. Calea scurtă și a înțelepciunii, din punctul meu de vedere, este să fii ferm în decizia pe care ai luat-o. Pentru că omul respectiv va avea tendința să se agațe de orice semn i-ai putea da tu, din motive de, nu știu, că te simți vinovat, că nu vrei să sufere foarte tare, că încerci să-i faci procesul mai lin, că... Adică, deși ai blândețea cu care îi spui lucrurile, să rămâi consecvent în zona în care să nu îl lași să creadă că, de fapt, lucrul acela nu s-a încheiat, pentru că el asta va avea tendința să o creadă. Deci, calea scurtă este când rămâi ferm și știi că îi va fi greu, dar, în același timp, va trece mai repede peste această situație, neavând nimic de care să se agațe, pentru că nu-i vei da acele oportunități să o facă, versus aceea în care hai să ne mai plimbăm un pic, hai să mai mergem în vacanță împreună, hai să mai facem aia, hai de totuși să mai facem lucruri pe care le făceam în trecut când eram cuplu. Hai de... Și omul acela să rămână
într-o zonă de a crede că lucrurile s-ar putea întoarce la ce au fost. Într-adevăr, nu vei vedea suferința pentru că vei vedea speranța, dar nu-l vei ajuta neapărat dacă tu înțelegi și ți-este foarte clar că s-a încheiat din perspectiva ta, nu-l vei ajuta cu nimic să-l ții într-o cale ocolită în care să nu mai fie deschis către ce se întâmplă în jurul lui și nici măcar către el, pentru a se ajuta să se înțeleagă mai bine și să meargă mai departe. Deci calea lungă, aparent, este mai ușor de parcurs, exact cum e acel traseu ocolit, mai ușor de parcurs, dar e mai lung, dar lucrurile nu stau chiar așa. Există în teoria jocurilor, cred, o abordare cu joc cu sumă zero sau ceva de genul acesta. Și mă gândesc că se poate aplica și aici, în care există o cantitate de suferință X, da, care s-ar întâmpla în această despărțire. Și poți să consumi acea cantitate de suferință într-o doză de șoc și ai rezolvat-o, sau poți să o întinzi pe 10 ani, tot aia va fi. Dar cumva asta cu suferința administrată cu picătura chinezească, picătura, pare mai ușor de dus și de gestionat pentru mulți oameni. Să știi că aici e un aspect important care merită adus în discuție referitor la acest lucru. Deși căile ocolite par mai line, suferința este mult mai profundă, pentru că efectiv parcă simți fiecare strat al ei, pentru că ea vine treptat și pe perioadă lungă de timp. Pe când calea scurtă e ca un duș rece. E ca și cum ți-aruncă cineva o găleată cu apă rece în cap și aia e. Deci te-ai scuturat odată, ai simțit-o puternic, dar rapid, sau este ca atunci când te duci la mare și ți se pare că e apa rece. Ori te duci odată, intri rapid în apă deodată, asta e calea scurtă, ți se va părea așa mai, da? Da. După aceea te bucuri de experiență, treci mai departe, sau calea lungă, stai să mai pun un picior, stai că mai simt rece că am ajuns la genunchi cu apa, stai că mai... Și parcă un dat te retragi sau nu te mai duci. Te duci altă dată la mare. Știi? Că tot e apa rece. Nu rezolvi neapărat problema. Picătura chinezească nu te ajută foarte mult. Și ideea este că, din punctul meu de vedere, dacă e să mă uit cu atenție, suferința e mai mare pe calea ocolită, lungă, exact cum spunea cineva aici, dacă privești așa lucrurile. Deci nu e cu sumă zero. Într-o seară, într-o zonă de disconfort și de suferință mai mult timp, constant, decât să trăiești odată experiența intens, dar pe o perioadă scurtă. Deci nu te ajută neapărat buclele acestea pe care încerci să le creezi, sperând că poate lucrurile se vor întâmpla altfel. În unele situații, lucrurile sunt destul de clare. Adică doar așa, că nu accepți tu situația să te ducă într-o zonă de buclă, dar nu te ajută cu nimic să stai în ea. Și unde sau cum găsești, Ramona, fermitatea să faci ce e de făcut în formula scurtă? Fermitatea vine din relația pe care o ai cu tine. Fermitatea vine din cunoașterea de sine. Au fost momente în viața mea în care am fost la pământ și m-am ridicat. Am trecut prin ele. Am reușit să găsesc soluția și după aceea am văzut și cu ce m-au ajutat acele lucruri. Din încrederea pe care o ai, fermitatea vine din a ieși din acel a te vedea doar în secvența aceea în care te vezi atunci, știi? Și din modul în care tu te percepi pe tine, dacă tu te percepi într-un mod limitativ, doar ceea ce se vede, fără să știi că ai putere, de fapt, potențială de a rezolva multe lucruri în viață, care s-ar putea să-ți aducă provocări la început, dar altfel nu ai ști că le poți provoca. Dacă tu nu ți vezi potențialul acela, nu vei avea fermitatea, care de fapt ar putea fi tradusă în încrederea că lucrurile vor fi bine, deși știi că poate nu-ți va fi ușor să faci anumite, să iei anumite decizii
care ar scurta calea, ar fi mai directe, ar scurta calea suferinței. Va fi mai intens, dar vei rezolva lucrurile mai repede. Ține și de iubirea de sine sau de respectul? Da, pentru că ține tot de relația cu tine, dar cât te cunoști tu pe tine și când spun cât te cunoști pe tine, câtă grijă ai de tine, câtă încredere ai în tine. Dacă alegi să vezi și punctele tale forte, nu doar punctele tale slabe, pentru că în anumite situații, provocări, vei avea tendința să te uiți spre punctele slabe pe care le ai, nu spre, și spre punctele forte. Vei uita să faci o analiză a trecutului tău și să vezi în câte situații din viața ta, când ai crezut că ești la pământ, ai reușit să te ridici de acolo. Și cu ce anume cum ai crescut din situația respectivă? Cu ce anume te-a ajutat? Eu nu sunt de acord cu faptul că doar prin suferință evoluezi, dar în multe situații, suferința aceasta poate fi înțeleasă ca pe o înțelegere limitată a ceea ce suntem. Convingeri limitate pe care le avem și care ne dau o perspectivă din care vedem unele lucruri a fi poate imposibil de rezolvat sau de trecut peste ele, cel puțin în momentele acelea. Altfel, cred că în momentul în care înțelegi mai multe despre tine, nu că nu va mai fi suferință, probabil că va mai fi, dar nu cred că va fi atât de intensă și pe o asemenea durată lungă, cum ar fi dacă n-ai avea nicio idee despre ce ai putea să faci în realitatea ta. Din perspectiva clarității, contează și să ai o viziune mai de deasupra, asupra da. Vieții tale și direcției în care mergi și să-ți dai seama dacă viața ta este o autostradă pe care vrei să mergi din punctul A în punctul B și să-ți dai seama privind de sus că ești pe un drum lateralnic care duce într-o fundătură, nu se ducă nicăieri și cel mai bun lucru este să te oprești cât mai devreme ca să nu mai ai mulți pași de făcut înapoi. Da, dar asta implică o abordare foarte rațională a situației, care ajută foarte mult, e acea analiză pe care o faci cu tine, care implică și raționalul, dar implică și emoția, însă acel rațional te va ajuta să te detașezi un pic, să faci doi pași în spate și să vezi o imagine de ansamblu, pe care altfel n-ai vedea-o. Exact ca atunci când este o diferență între a trece tu, a fi tu în mijlocul unui conflict interior sau a fi un prieten foarte bun al tău în mijlocul unui conflict interior și tu doar să vezi, să știi despre ce e vorba, ai avea o altă imagine din afară a ceea ce se întâmplă. Tu intrând într-o zonă de analiză, atunci practic vei avea posibilitatea să te duci un pic pe zona, pe imaginea generală. Sunt niște întrebări care te pot ajuta, de exemplu, să treci, să ieși din astfel de căi ocolitoare. Cum aș rezolva mai rapid problema asta, chiar dacă pare mai dureros? Poate mi-ar părea mie mai dureros, dar cum aș putea să o rezolv mai repede? Noi întotdeauna avem răspunsuri în interiorul nostru. Întotdeauna știm în interiorul nostru ce e mai potrivit pentru noi să facem. Pe calea lungă, de obicei le ignorăm. Nu vrem să ajungem la suferința care ar implica sau la acceptarea faptului că un om chiar iese din viața noastră sau chiar ți-ai pierdut slujba. Știi? Deci asta este o întrebare. Ce-mi lipsește ca să rezolv situația asta mai tranșant? Că știu că m-ar ajuta să o rezolv mai tranșant. Dar ce-mi lipsește? Ce mă împiedică să o fac? Și tu, în momentul acela, o să înțelegi mai multe despre tine. Îmi lipsește curajul să fac acea schimbare? Am o frică de ceva anume, nu știu, de suferință, de ziua de mâine? Deci, ele cumva te ajută întrebările astea. Se repetă ceva și aici, pentru că, de obicei, tu încerci să te scoți dintr-o zonă ocolită, să te duci pe calea scurtă. Și spuneam că un reper este tiparul repetitiv. Deci este ceva care se repetă tot timpul. Că este un anumit comportament pe care îl ai de fiecare dată. Deci e bine să analizezi un pic ce anume se repetă. Ce anume s-a întâmplat în mod repetat și m-a adus în același punct. Ce am făcut de fiecare dată
care să mă conducă în acest punct. Deci, de obicei, în astfel de situații, pentru că, uite, un alt semnal al căi ocolite este a trăi pe pilot automat. Nu stai să procesezi ce faci. Tu intri în virtutea inerției, pe un tipar de comportament. E, prin această analiză intri pe zona de vigilență. Te scoți singur din niște tipare pe care le rulezi, niște modele de comportament. Îmi spunea cineva, apropo de o situație de viață, nu mai aveam timp nici măcar să gândesc. Eram pe pilot automat, da. Job, copii, treburi casnice, concedii, în care să nu mai știu ce vreau de fapt de la viață, că nu mai aveam timp nici măcar să gândesc sau să iau vreo decizie. Pur și simplu treceam dintr-o activitate într-alta și țineam pasul cu ele. Dar totuși, ce sau care sunt motivele care ne determină să alegem calea mai lungă? Unul dintre ele, am spus mai devreme despre el, are legătură cu lipsa cunoașterii de sine. Deci este modul limitativ în care te percepi pe tine ca individ și relația pe care o ai cu tine. Cum te poziționezi tu în fața celorlalți? Ce crezi tu despre tine vis-a-vis de alți oameni și vis-a-vis de realitate? Totul vine din lipsa de cunoaștere de sine. Pui accentul, un alt motiv este că pui accentul pe punctele tale slabe, nu pe punctele forte. Toți avem momente, aspecte care sunt mai puțin rafinate, să spunem, și aspecte care au fost deja rafinate prin diferite experiențe. Noi vom avea tendința să ne ducem pe cele mai puțin rafinate, pe care de obicei ne putem baza. Și uităm că mai avem un pachet care acela este soluția, de fapt, de puncte forte, pe care le-am folosit în diferite momente din viața noastră și care ar putea să ne ajute și în acea situație. Și un alt lucru este lipsa curajului. Pur și simplu, curajul de a sta și a analiza rațional ceea ce se întâmplă. Pentru că această analiză îți va arăta care sunt dezavantajele prelungirii stării de ocolite. Deci te vor ajuta foarte mult. Sunt, aș spune, niște și alte lucruri interesante referitoare la calea directă versus calea ocolită. Viața este un maestru extraordinar care te va pune cel mai des pe calea dreaptă. Viața nu prea te va ajuta să intri pe bucle, pe căi ocolitoare. Și spuneam, de ce spun asta? Pentru că spuneam că acea cale dreaptă prin care ești obligat să rezolvi anumite lucruri, aceea este determinată de situații care vin de nicăieri. Nu prea sunt repetitive. Nu le identifici ca tipar. Se întâmplă o tragedie. Ai avut tot felul de situații în care te-ai învârtit, te-ai sucit, în care ai putut să înveți anumite lucruri despre independență, deci despre detașare. Deci să dau și variante mai ușoare. Da, dar le la un moment dat energiile tale au nevoie să proceseze un anumit atribut de care necesar ție în evoluție. Și atunci te trezești pur și simplu pus în fața unor situații dramatice în viața ta. De orice fel. Da? Ei, atunci vei fi cumva forțat de împrejurări să rezolvi. Deci viața este un maestru extraordinar, care nu te va aduce, spuneam, pe asta. Apoi mai e un lucru interesant. Calea scurtă, dificilă, ți se cam arată imediat. Tu știi, o percepi, o simți, care este acea cale. Preferăm să o ocolim foarte des. Există o expresie pe care o folosim: te învârți în jurul cozii. Da. Versus săraca pisică, să rup coada pisici. Da, exact. Apoi mai e un lucru care mi se pare foarte important. L-ai menționat la început. Indiferent ce cale vei alege, vei ajunge la aceeași lecție. Este problema ta cât timp vrei să pierzi învățând acea lecție. Poți să treci printr-o experiență cu o relație care nu a funcționat. Când se termină acea relație, să faci o analiză, să înțelegi ce n-a funcționat, într-un mod cât mai corect față de tine.
sau poți să îți dai ocazia să ai 5 relații cu același tipar, care au același deznodământ, și să începi să îți pierzi practic încrederea în tine și să consideri că doar așa e viața, fără să stai să analizezi vreodată oare de ce s-a terminat prima, oare de ce s-a terminat a doua, dar a treia oare nu cumva a preluat ceva ce era repetat acolo. Vei avea tendința să te victimizezi sau să judeci, să dai vina pe celălalt, pe ceilalți, și cu cât sunt mai mulți, cu atât e mai clar că ceilalți sunt de vină pentru ceea ce ți s-a întâmplat ție. Mai e un fenomen care se poate întâmpla și pe care eu l-am trăit, aia, varianta cu fast forward, în care anumite decizii le lungești atât de mult în viața ta și acumulezi atât de multă suferință în acest proces, le lungești cu diverse motivații pe care tu le-ai menționat. Și acumulezi atât de multă suferință încât în momentul în care ai luat o decizie și ai ieșit de acolo și se ivesc alte decizii similare, dacă ți-a luat 10 ani să iei o decizie care, în care ai acumulat foarte multă suferință, următoarea o iei în 10 secunde. Nu mai ai disponibilitatea, ai consumat supra-resurse, toată răbdarea ta în aia 10 ani, da. E cumva unfair pentru... Da. Da, intră unul, bate la ușă și nu apucă să spună bună ziua și e închis ușa în nas. Da. Zdrang. După ce ai stat 10 ani să bibilești un om că stai, că da, faci, da, că dregi. Dar poți ajunge și într-o astfel de situație. Da, asta este o extremă. Este o extremă în care, în care poți să ajungi. Mai este un lucru interesant de spus, de ce ți-e frică de aia dai. Să știți că funcționează. Funcționează. Ești la locul de muncă, nu ți se potrivește deloc, ai ajuns la concluzia că te-ai dorit să faci altceva în viață, dar stai acolo. Stai acolo din vari motive, nu contează. Accepți orice, să nu-ți pierzi slujba. La un moment dat, vei trăi direct experiența în care vei fi dat afară. Pur și simplu. Nu poate, nu pentru ceva ce n-ai făcut cum trebuie sau pur și simplu pentru că firma are probleme. Sau, deci poți, viața te va scoate, te lasă în buclele astea, dar nu te lasă foarte mult. Adică energiile tale la un moment dat epuizează aceste amânări și au nevoie, sunt pregătite pentru o experiență directă, clară, în care să fii obligat să reacționezi fără să ți se dea speranța că s-ar putea să-și revină mâine firma și să-ți reiei locul de muncă. Deci, practic, viața, deși te pune în situații dramatice, te ajută să găsești și soluțiile, te determină să găsești și soluțiile cele mai potrivite pentru, pentru a rezolva lucrurile. Există o relație între evoluție și felul în care gestionezi astfel de situații pe calea dreaptă sau ocolită? Între viteza de evoluție sau, da, consistența evoluției? Da, există. Cum să nu existe? Păi, evoluție înseamnă, din punctul meu de vedere, o calitate a relației pe care tu o ai cu tine. O înțelegere a ta, a realității în care trăiești și a relației pe care tu o ai cu realitatea în care trăiești. În funcție de această cunoaștere, reacționezi sau răspunzi la ceea ce se întâmplă în jurul tău. În momentul în care înțelegi că orice situație dificilă are doar rolul de a te ajuta să înțelegi mai multe lucruri despre tine care mai târziu să-ți fie utile pentru un alt nivel de evoluție, în momentul acela vei alege calea scurtă, vei vedea, îți vei da voie să fii provocat să scoți din tine acel potențial de care n-ai știut, pentru că îl vei face din instinctul de supraviețuire, din multe motive, da? Și vei rezolva problema mai repede, știind în același timp că dacă o lungești, vei ajunge probabil fix în acea situație, aparent mai ușor, dar pe timpul tău, aparent mai ușor pentru că nu vei avea intensitate în timp scurt, dar pe timpul tău, timp pierdut în care ai fi putut să ai o altă experiență a vieții, frustrările pe calea lungă durează mai mult, sunt persistente, au conținut, deja își creează conținut. Da, deci evoluția te va duce cel mai des pe calea scurtă pentru că vei avea curaj
să abordezi calea scurtă. Ai încredere în tine, nu dezvolți dependență de ce e în jurul tău. Dar câteodată, Ramona, lucrurile nu sunt atât de în alb și negru. Sunt multe nuanțe de gri. Știu că m-am îmbrăcat în gri, eu sunt fan gri, mai puțin alb sau negru, pentru că viața este plină de nuanțe. De exemplu, ieși într-o căsnicie, îți este clar că nu te împlinește acea relație. Dar sunt și copiii la mijloc și sunt mai multe părți implicate și te gândești, ok, suferința cui? Că dacă fac așa, sufăr eu, dacă fac așa, sufără copiii, dacă fac așa, sufără soțul sau soția, așa și mai departe. Bine, aici, în primul rând, nu sunt căsătorită, în al doilea rând am copii, însă sunt niște lucruri la care e important să te gândești dintr-o perspectivă superioară. De exemplu, am studiat psihologia copilului. Deși nu am copii, am studiat zona aceasta. Copiii vor observa întotdeauna când ceva nu funcționează între părinți. Și cu cât va fi mai mare distanța între ei, cu atât va fi mai dureros pentru copii. E important să definești niște lucruri importante și niște lucruri doar aparente. De exemplu, copilul va avea nevoie să știe că el este iubit și să-și vadă părinții prezenți în viața lui, indiferent dacă părinții locuiesc în aceeași casă sau nu. Dacă el va avea doi părinți înțelepți care se vor înțelege pentru a crește împreună acel copil într-un mod armonios, pentru copil nu va conta în care parte este. Va fi mai importantă iubirea și armonia decât să-i vadă pe amândoi la un loc certându-se, jignindu-se sau și mai rău în zona de agresivitate. Da? Deci, cred că prin modul acesta de abordare, adică a face o diferență între ce este într-adevăr important și ce este convingere colectivă, poți să găsești soluții în situații care pot părea, cel puțin la prima vedere, foarte, foarte complicate. Asta este opinia. Și câteodată calea scurtă de care vorbești tu, dacă persoana sau persoanele care mai sunt implicate se pun pe picioare din dărât, poate să nu fie așa de scurtă. Poate să nu fie atât de lungă precum calea lungă. Dar poți să ajungi să stai prin justiție niște ani, să te ceri pentru niște custodii, să fie destul de lungă și calea scurtă. Și să te gândești, ok, mă apuc sau nu mă apuc? Este un lucru de asumare. Pentru că, dincolo de toate acestea, ești deja într-o realitate a ta în care ai libertatea să te exprimi în toate modurile posibile, așa cum simți tu, sau în toate aspectele posibile, așa cum simți tu. Eu nu vreau să par aici că îndemn către căi scurte și radicale. Însă viața te pune în situații în care trebuie să înțelegi foarte bine ce e important pentru tine în viață și să găsești soluții. Indiferent pe care cale, oricum trebuie să ajungi la niște soluții. Este compromisul o soluție? Eu aici am găsit o cale între acestea două, de exemplu. O cale a compromisului, dar dintr-un anumit punct de vedere, nu orice fel de compromis. Adică nu a sta în calea lungă printr-un compromis din motive de, nu știu, vinovăție sau știu eu ce alte lucruri sau să nu sufere celălalt, nu. La altceva mă refer când vorbesc despre această cale de mijloc pentru cine nu poate să se ducă imediat pe a rezolva problema imediat, dar nici nu mai vrea să stea într-o cale lungă pe care a mai stat, a mai încercat, n-a funcționat și tot acolo e și parcă nimic nu se întâmplă. Este o cale de mijloc care face ușor tranziția. A spune o calea dreaptă, ușor lungită. Știi? În sensul interesant. Că, da, eu am folosit-o în unele situații, a funcționat. Știu ce am de făcut, înțeleg că e importantă o schimbare radicală, e clar că celelalte moduri pe care le-am folosit până acum, pe calea lungă, ocolită, nu au funcționat. Am știut tot timpul de fapt care e soluția, da, nu știu, n-am avut curaj, din vari motive decid știind, deci știu care este acțiunea care m-ar ajuta real și intru în modul de a produce schimbarea fără să o fac imediat. Îmi dau voie să am un spațiu de timp
în care eu să fiu setată pe a mă pregăti pentru acea schimbare. Este diferit de a sta pe cala lungă, în care nu te pregătești pentru nicio schimbare și doar sper că lucrurile vor fi altfel. Practic îți dai o posibilitate de a fi mai pregătit pentru momentul în care vei face schimbare. Doar o amâni un pic. Dar setarea pe acțiune și pe direcția schimbării, care specifică căi scurte, este în atenția ta. Și atunci vei avea o altă stare când o vei face, dar în același timp, deci vei câștiga poate ușor un pic de confort, să spunem, pe care tu ți-l oferi ție în a face schimbarea aceea. Adică știu ce mă așteaptă, ca atare, știu ce înseamnă să escaladez muntele, nu știu care. Știu ce înseamnă asta. Îmi iau niște timp să mă pregătesc pentru asta. Iar mental, când, emoțional, când voi fizic, fi la baza muntelui, toate aspectele mele vor fi ready, pregătite să mă ajute să urc muntele, chiar dacă pentru mine poate nu e o stare de normalitate aia. Inclusiv poate să faci niște lucruri concrete în 3D. Adică, am decis să ies dintr-o relație. Nu intru în, așa, ca de pe stradă, în modul ăla brutal de despărțire și după aia mă întreb, ok, și acum ce fac? Poate îmi fac niște calcule înainte. Exact. Îmi găsesc o altă locuință. Exact. Îmi găsesc un alt job. Încep să-l pregătesc pe celălalt pentru, într-un mod diplomat, pentru ceea ce urmează. Adică, în care nu-i dai lucrurile nici cu pipeta, dar nu-i le dai nici cu vatra. Îi le dai în niște doze, mari, cât să ajungi la un rezultat într-un timp rezonabil, dar suficient cât să nu începi îl dai cu roțile în sus. Începi să acționezi într-un mod care să aducă mai multă independență. De exemplu, dacă tu într-o relație ești cea persoană dependentă financiar, dau un exemplu, atunci și vrei să ieși din această relație, dar ai aceste temeri pe zona financiară, de exemplu, ți cauți un loc de muncă. Cât ești în relație? Adică începi să te pregătești cumva pentru ceea ce știi că va însemna schimbarea imediat, adică radicală, în care pur și simplu ești. Pe ultimele minute, Ramona, dar aș vrea să suces puțin masa. Da. Și să te invit să discutăm și dintr-o altă perspectivă, pentru că am discutat numai despre a ieși dintr-o relație, ca exemplu. Cum vezi calea scurtă și calea lungă pentru a intra într-o relație? Există și această ipostază? Păi, în orice situație ai liber arbitru. Ai liber arbitru, unu, și doi, ai nivelul care te va ajuta să analizezi într-un fel sau altul situația în care te afli. Unii oameni, oricât de curajos ar fi ei, dacă nu ajung să se cunoască pe ei, în momentul acela nu se vor duce pe calea scurtă, o vor lua pe cotitură, chiar dacă știu clar că nu îi va ajuta cu nimic. Cred că la o astfel de situație, din punctul meu de vedere, cu calea lungă, calea scurtă la o relație să intri în ea, cred că merge aia de mijloc. Ok. În care creezi o setare pe o posibilitate și îți dai voie să acționezi în zona aceea fără presiunea căii scurte, gen calea scurtă e în felul următor. Da. N-avem niciun fel de istoric împreună, n-am și nici măcar în oraș de 4 ori, haide să avem o relație și vedem noi după aceea. Adică hai să ne asumăm ceva ce încă nu știm cum va fi. Okay. Asta e una. Ai la altă lungă, înseamnă ceva de genul anul ăsta ieșim la o cafea. Da. La anul mai viitor vedem. Ieșim la un film. Da. Parcă nu. Cea de mijloc spune, aș vrea să încerc, dar o fac într-un mod care acționez, dar într-un mod care mi se potrivește, ca să pot să rămân în povestea aceea, altfel și nu. În care am căi de exit, în care pot oricând să ies și totul este clar, limpede și fiecare înțelege foarte bine unde stă și își asumă ceea ce își asumă. Na, asta e un exemplu. Îți mulțumesc, Ramona. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi, dedicată căii directe și căii ocolite.
Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit și vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33. Ne reîntâlnim cu Ramona Popescu luna viitoare la aceeași oră. Pe curând!